un pomete umflat e sacrificiu pentru promovare? Merită acest pomete. Putea fi și mai greu, da? Mă bucur că am promovat și că la anul vom juca în Liga a doua. Ce ai simțit în momentul în care ai dat golul care practic a adus promovarea echipei? Știam că dacă voi marca, adică cine va marca atunci va câștiga și noi apărăm destul de bine și marcăm foarte mult, dar Oțelul este are cea mai bună apărare din ligă, din seria noastră și s-a și văzut să apără foarte bine și am reușit cu greu să le dăm gol la o fază fixă chiar. Ați gândit cum sărbătoriți promovarea? No, da, vedem, urmează, vine de la sine, vine de la sine rest. În mod normal, ce primați meritat după ceea ce ați realizat? Antrenorul vostru spunea că meritați o plimbare cu un private jet, că tot e vorba de rostar, de avioane. Lăsăm conducerea să gândească la acest lucru. Noi ne-am făcut treaba pe teren, am fost plătiți pentru ce am realizat. Sperăm să fie bine și la Liga a doua, să terminăm în față. Simțiți aerul Ligii a doua deja? Vă gândiți și la Liga întâi? Nu știu, e prea mult spus. Acum vom vedea ce achiziții se vor face în vară și eu mi-aș dori, de ce nu, fiindcă Bacău merită acest lucru. Este bine medalia? Da, mai am acasă vreo două promovări și în Liga întâi am promovat cu Botoșaniu. Nu stă bine, mai ales că sunt acasă.